Eu puteam să joc cu Hagi, el nu a jucat cu mine. Na, că mai avem un subiect. Hai să mai prelungim puțin, că e interesant asta. Poți să dezvolți adică puțin, te rog? Deci tu-i pasai lui. El n-a putut cu tine. Da, e adevărat că nu v-ați suferit? E adevărat? Eu n-am avut niciodată nimic. Dar el cu tine? Asta nu mai ești. Dar cred că a avut. Dar ai simțit asta în teren? De iar facem un subiect. Lasă, hai să spun ceva. Da. Eu am fost chemat la echipa națională, doar că nu se venea Hagi. Cum mă te explici? Păi n-aveau două tricouri cu numărul 10. Cum adică doar că nu era chemat? Așa se întâmpla mereu? Când Hagi era pe tine, nu te chema la națională? Da, după meciul cu Franța, eu am fost chemat la echipa națională doar când n-am mai venit Gică. Când era lovit sau când era accidentat. A, erai chemat, nu? În rest, cum venea el, nu mai era. Bun, chemat. Și hai să te întreb ceva. Tu crezi că asta a fost o decizie a lui Iordănescu sau pur și simplu Hagi a zis lui Iordănescu, eu nu vreau să joc cu ăsta? Devem un subiect. Echipa națională o făceau alții, nu o făcea Nepui. Și convocările, așa că, hai. Adică ce, Mircea Sandu sau cine? Nu, din jucători. A, jucători? Păi nu, cine? Hagi, Popescu, nu? Adică e... Păi sunt mulți jucători care meritau joci la echipa națională și datorită unor jucători și răutății între ei, nu au jucat. Care-i problema? Zică Craiovanu nu merita joci la echipa națională? Uh-huh. Merita, n-a jucat. Uh-huh. Eu... Am fost convocat, am 14 convocări. Vezi că îți sună telefonul. Cred că e Gică, Hagi. Hagi, cred că e Hagi. Cred că e Hagi, da. Am 14 convocări. Uh-huh. Gândește-te, gândește că eu 96-99 am jucat la Rapid și am fost unul dintre cei mai buni jucători din campionatul nostru. Și eu nu eram chemat la echipa națională. Nu spun că nu, erau fotbaliști pe frezi mea. Da, nu, dar lotul puteai să-l prinzi. Lotul de 22 puteai să-l prinzi. L-a prins Chiriță, l-a prins da, e ostilitatea lui Hagi față de tine. De unde crezi că venea? A, nu știu. Că erai bun sau de ce? Și vroia el să fie vioara întâi, cum ar veni? Că eu niciodată nu m-am cumpărat cu Gică sau niciodată n-am vrut să iau locul lui Gică. Niciodată. Nu știu de unde a venit chestia asta, dar... Dar de ce? Adică nu vroia să fie încă un jucător de valoare până lângă, adică să fie el vioara întâi? Probabil, nu? Probabil, nu știu. Nu cred că... Nu m-am comparat niciodată cu el, niciodată nu am să mă compar cu el. Am spus-o. După părerea mea a fost Dobrin și restul. Da? Ești răutăcios aici și nu a fost uriaș. Păi așa și Nașu și Baraci a fost uriaș. Nu poți să nu-l pui pe Hagi. Eu n-am spus că Hagi n-a fost fotbalist. Dar nu poți să-l bagi pe Hagi la restul. Ba da, l-am băgat la restul sunt mulți. L-am băgat la restul după Dobrin. Și la mașini. Spui, merge de și restul. Da? Nu pot, eu cred că când spun și restul, mă refer la restul până la următorii 4-5, nu de cum la 2 milioane de fotbaliști a avut, sau cât sunt la ora actuală. Da? A fost unul dintre primii 3-4 fotbaliști, dar nu primul. Când jucați unul contra altuia în teren în marile meciuri Steaua Dinamo, i-ai simțit ostilitatea? Nu prea am avut dueluri așa, să spunem, că eu jucam mai în stânga, el mai în dreapta, intra pe interior. Nu prea am avut așa, dar poate de undeva mi se trage că eram și iubit de Lărcă, de Iovan, nu știu, poate. Eu am recunoscut, eu la echipa națională în 99, da. În 89, da. Am jucat datorită lui Lăcătuș. Lăcătuș m-a băgat în echipa națională. Uh-huh. El i-a spus atunci lui Nicu Ceaușescu, domnule, să joace Lup. Da? Poate mi se trage la meciul ăla cu Danemarca, nu știu. De ce? Că ai jucat formidabil atunci? Da, și undeva poate stadionul a strigat puțin mai mult Lupul decât Hagi. Uh-huh. Da, da. Mai gândește și la următorul lucru. Eu am jucat toate meciurile de pregătire până la campionatul, când ne-am dus în Italia, și în Italia n-am mai jucat. Deloc, aproape. Brusc, a? Am jucat toate meciurile. Mă, dacă titular, nu mă toate meciurile. Ai terminat ultimul meci de pregătire, ai început ultimul meci de pregătire, dacă titular, nu mă șel. Da. Și înainte cu 2 zile, 3 zile. N-am mai jucat. Meciul ăla l-am văzut de lângă bancă, cu 99. Era mai și tu crezi că așa de puternici erau Hagi, Popescu, tot Dan Petrescu, tot grupul lor, încât să-i spună lui Iordănescu, domne, lasă-l pe Lupu mai eu așa. Eu te cred așa, tu crezi că la Rapid, în perioada aia, eu cu Rednic și cu Neluțu eram puternici?
Da, cei mai puternici. Da. Păi și atunci, da. Era Hagi, totuși era... Dar așa e peste era tot, Horia. Așa era, da. Era Hagi și punct, nu? Așa e peste cum tot. E Messi și punct, nu? Așa la națională, tot. Nu? Așa e peste da. Tot. Vreodată ei cerut explicații de-a lungul vieții lui Iordănescu? Nu lui Hagi, normal. Lui Angel Iordănescu? Nu, te vede, stau cu Răchită, că Răchită a jucat la echipa națională mai mult ca... La meciul cu Franța, da. Din 95 sau 96? 96. Din Ghencea 3-1? 3-1 în Ghencea, da. Da. Știți foarte bine, și dinții se fac la Săftica înainte de meci, se face echipa. Uh-huh. Da. La Săftica titular, că am ajuns la stadion rezerv. După ce am văzut teren. Ați mai pomenit vreodată așa ceva? S-a făcut ședința tehnică și... Erai la Săftica, te-a anunțat titular? Bă, am făcut ședința tehnică la Săftica. Deci înainte ce meci a fost atunci? Cu Franța, România-Franța. Uh-huh. Ședința tehnică la Săftica cu tine, tu, în echipă, cu faze fixe, cu tot? Am făcut ședința adică tehnică. Adică jucai și tu și Hagi? Jucați amândoi? Da, titulare amândoi. Pa, ajungem la stadion, ieșim să vedem terenul, intru în vestiar și spune, vezi că nu mai joci. Cine ți-ai spui? Da. Bun, și nu ți-a zis nimic? Nu. Ai să vezi că nu mai joci. Mi-am luat geanta, am plecat. La insistențele lui Neamircea m-am întors. Ai plecat, te-ai supărat, te-ai enervat și ai plecat de la stadion? Da. De la stadion? Da. Așa, da. Și m-am întors înapoi că... M-a rugat Neamircea să mă întorc. La pauză, de drum l-am călzit. N-am vrut să mă călzesc. Nu intru, mă, păi ce mă bagi pe mine, scot eu castanele din foc acum. Uh-huh. 2-0, 2-0 pe față, 3-1 l-am văzut. Da. Am intrat la pauză, am jucat 45 de minute, nu? 1-1. Bă, ce pot să-mi reproșez? Eu din vina mea s-a pierdut meci. Cum adică din vina? Păi cum auzi? S-a luat după meci de mine că... Și am avut un incident în vestiar și de atunci... Nici nu m-am mai gândit. Bine, cu domnul Iordănescu ai avut incidentul. Și cu Gică. Și cu Hagi? A, adică v-ați luat în gură, cum ar veni, nu? Păi, de mine, sper că eu sunt vinovat că ne-a bătut Franța și eu am intrat la 2-0 pentru Franța. Cum vine asta? Am înțeles. Poate și datorită faptului că a fost mai tare în gură, așa eu de mic. A, și te-ai certat cu ei, nu? Și cu Hagi și cu Iordănescu, da? Bine, sper că nu v-ați bătut, că nu erați. La din astea, nu era nivelul ăla, nu să vă îmbrânciți pe acolo. Păi n-am avut gen să mă bat. Auzi, Dane, dar crezi că te-a afectat și că se spunea tot timpul că ai fost mai talentat decât Hagi? Că toată lumea spunea, domne, Lupul mult mai talentat decât Hagi. Și încă se vorbește, în momentul când se vorbește de tine și de Hagi, toată lumea spune, da, domne, dar uite că Lupul a fost mai talent decât Hagi. Nu e chestie de talent, aici ai să spun ceva. Repet, jos pălăria în fața lui Gică, ca fotbalist. Hagi imens. Ascultă-mă. Gigant. Dar, gigant. Clar. Dar a jucat doar la Galatasaray și la echipa națională? Hai să spunem și... Jos pălăria ca fotbalist. Da, a jucat doar la Galatasaray și echipa națională. Unde la echipa națională, la ce jucători eram pe vremea nu era greu să joci doar când ai mingea. Execuții, jos pălăria. Nu-i spune nimeni. Nu pot să îi reproșez nimic. Dar nu poate nici lumea să-mi impună mie că el e rege. Nu poate. Deci pentru tine nu e regele. Pentru tine regele e Dobrin. Da. Am înțeles. Da, interesant. Păi gândește-te că Dobrin a stat 3 săptămâni în Spania, s-a rugat de la Real Madrid și nu a vrut să stea. Gândește-te că Nașul, Balaci, la 28 de ani nu s-a accidentat. Așa vine Hagi și spune, bă, tănuțe, am jucat și la Barcelona și la Real Madrid. Nu, a făcut parte din lot. Hai să fii serios. Ai jucat acum. Ești răutăcios acum puțin. Da, ți-e răutăcios. Puțin, așa. Așa, bine, te înțeleg, dar n-a jucat totuși. Adică nu e ca și cum n-a jucat. Nu, a jucat la Galatasaray și la echipa națională. La Brescia cum a fost? Da, Brescia nu e, acum nu. Ce? Cum... Băi, ia uitați-vă câte meciuri are la Brescia. Nu că e important, de asta și întreb. De asta întreb, Horia. Uitați-vă câte meciuri are la Brescia. Corect. La Brescia. Și asta 3 ani. Uitați-vă câte meciuri are. Da. În care el la un moment dat, eu m-am mai certat cu el tot datorită faptului că a fost o perioadă în care vorbea urât de Neamircea. Și dacă Neamircea nu-l ținea 3 ani de zile la Brescia, Gică era într-o perioadă foarte proastă și
putea să dispar. Și totuși ne-am mergea la ajutat enorm de mult. Și cum adică a vorbit ură de la Mircea? Păi n-a avut o perioadă acum 10 ani când lua cu Neam Mircea, cu cea antrenorii Neam Mircea și răutăți de generație. Apropo de Dobrin și de Balea și de asta, l-am avut pe Lupu zilele trecute și știți că a ieșit iure și a dat niște declarații, că pentru el Hagi nu e rege, că au fost alții mai mari, că Dobrin e regele pentru el. Uite, chiar sunt curios. Neam Mitică, că le-ai văzut pe toate. Cine, domnule, rege sau cine cel mai mare rege? Domnule, în epoca aia de atunci, Dobrin n-a avut egal. Eu l-am prins și pe Peciovski jucând. Am jucat și contra lui, eu. Dar Hagi, în perioada asta, Hagi a fost cel mai bun. Nu merge așa perioada. Hagi sau Dobrin? Dobrin. Da? Da. Rămâneți la Dobrin? Da. De ce? Chiar sunt curios. N-a jucat la Real Madrid sau la Barcelona. Putea să joace la Real Madrid? Uai, la... mama mea, dacă nu era precum Pușcaș. Uh-huh. Fii atent aici ce spun. Băi, eu l-am... Avea calități ca Messi Dobrin sau exagerez eu acum? Calități. Mă... Dobrin era, este singurul din viața mea care venea, fii atent aici, de ce ieșea în evidență? Și Hagi avea pe asta. Mari fotbaliști, fii atent aici. Stăpânesc bine preluarea. La noi, din tot fotbalul românesc, deci din tot fotbalul românesc, nu e niciun jucător. Ba da, e unul. Cine? Krasnici, de la CFR. Nu! Ba da, care se lipește mingea de el și o ține la picior. Nu, știi ce înseamnă o preluare ca al lui Dobrin? Toată lumea îl ținea pe Dobrin și nu putea să-l țină nimeni. Reține ce spun. De ce? El stă lângă tine pasiv. Și odată pleca. Înțelegi? În momentul când pleca, toată lumea trebuia să o dea. El din viteza lui, care era, nu era grozavă, dar era viteză de joc, avea nemaipomenită, făcea preluare stânga-dreapta, de rămâneai cu ochii în soare, înțelegi? Prin astea, mari fotbali, uite-te tu acum. Messi de ce este mare fotbalist? El vine către minge ca să-i o dai, nu fuge. Toți fac, și eu fac preluare bună, dacă mi-o dai pe poziție viitoare, fac preluare de și acum la 7 de ani. Aș vrea să o văd și pe asta. Înțelegi? Fii atent aici. Nu. Să faci preluare, să vin către tine în viteza cea mai mare, tu să-mi dai cu viteză mingea, iar mingea să lipească de mine. Preluare stânga, dreapta, nu în față. Deci ce făcea Dobrin, nu făcea? N-ați văzut la nimeni? Nu, nici Balaci. Da? Nimeni. Da? Deci regele Dobrin. Nu, domne, rege. Rege, așa îi zicem noi, regele. Domne. Păi așa îi zicem, domn președinte, nu-i amintică, regele, că așa rege, zic. Regele a fost rege Mihai, au murit regii. Nu, cel mai bun, Dobrin, da? Deci rămâne number one Dumnezeu Dobrin. Să-i odihnească, nu? Da. Domn președinte. Number one Dobrin. Da. M-aș spune că mari fotbalist a fost așa, Hagi. Da. Dumitrache. Da. Balaci. Bă, eu l-aș pune și pe Mutu acum în ultima, că de la Mutu încoace n-a mai ieșit nimeni. Nimic, nu, chiar n-a mai ieșit nimic. Nimic. Da. Poate Octavian Popescu ăsta de la Mutu. Hai să nu exagerăm, domn președinte, nu putem să-l punem pe Octavian Popescu lângă Dobrin, lângă Hagi, lângă Balaci. Domne, stai un picuț, care are 19 ani. Domnul Horia. Domn președinte, nea mitică. Domn Corleone. Bine, n-avea... Hai să ne oprim. Ascultă-mă ce spun. Îi jignim pe ăștia. Domne, fii atent aici, are capacitate de efort. Da, eu nu pot. Stăpânește bine mingea. Dacă s-ar ocupa cineva zi de zi de el, zi de zi. Păi se ocupă Gigi de zi de zi. Îi mai schimbă locul. Ar fi un mare adică, bine, vă întreb altceva. Ar putea ajunge mai mare decât... mai mare nu de Hagi, că Hagi a fost colos. Mai mare decât Mutu? Nu. Iar băi, fraților, eu vă spun, și Gică Popescu a fost mare fotbalist. Nu pot să-l compar cu Dobrin, cu Hagi. A fost capitanul echipei Barcelonei, eu când vă aud pe voi, Gică Popescu a fost... Stați puțin, nu vorbim de carieră, că există fotbaliști care au avut cariere senzaționale, au jucat, cum e Gică Popescu, care a jucat la niște echipe de, cum să spun, dacă îl iei după trofee și după aia, Gică Popescu e number one.
Nu, dacă îl iei la ce a câștigat, da. Gica Băiescu spune, eu vorbesc de talent acum. Băi, nu poți să-l compar pe Gica Băiescu cu Hagi. Băi, eu spun un fotbalist. Îl compar pe Gica Băiescu cu Hagi? Nu, ca fotbalist nu, dar ca performanță, da. Îl bate, cred că, pe Hagi ca performanță. Nu știu dacă. Ba da. Bă, a fost capitanul echipei Barcelonei, băi, și noi, da, și noi l-am băgat la pușcărie. Doamne Dumnezeule, da? Îți vine să turbezi. Deci, da. Dobrin, regele neîncoronat, ca să zic așa, da? Da, era, domnule, n-am văzut în viața mea așa ceva. Am jucat în anul de la Vâlcea, când am câștigat Cupa României, eu eram acolo conducătorul, am jucat cu Piteștiul. Fii atent aici. Pe teren neutru. La Ploiești. Așa. Ei erau pe primul loc, campioni. Da. Noi eram în divizia B. Și pe hol așa, eu eram prieten cu el. Da. Prieten, da. Bun de tot. Și eram un... Ușa, cu Dobrin. Cu Dobrin, da. Și jucam... pe terenul ăla vechi al lui Petrolul, care era destul de mare, era un vestiar, așa, știi? Și eu stam în ușa arbitrilor, dar nu știu, că eu făceam foaia, așa era atunci. Dar m-a luat la înjurături. Dobrin! Aha, zicea, ce mai am mătii cauți, băi? Iar ai venit să faci vreo combinație! Ai venit să faci vreo combinație și ai spun, băi... Să ne faci cu arbitrii! Mergi pe blat că pierdeți astăzi. Eu, îi zic. De aceea, iar m-a luat la... Mai zice, ce meci era? Deci Pitești? Băi, era... Pitești tu, FCR? Semifinala cupei, sau optimile cupei României. Când am ieșit eu, când am câștigat eu cu Vâlcea Cupa României. Aha. Echipă din divizia B. Uh-huh. Fii atent. Dumneavoastră erați oficial la Vâlcea. Da, sigur. Da, da. Da. Deci n-aveți nicio șansă cu Argeșul. Cu echipă făcută de mine. Da. Și aveam 27 de ani. Da. Fii atent aici. Bravo. Deci n-aveați teoretic nicio șansă cu Argeșul. Nu, mă, nicio... Mă chemase dimineața la partid și mi-a zis, doamne, nu e nimic, am ajuns destul de departe. Aveam pe unul tovarășul Crețu, săracă, secretar cu probleme organizatorice. Măi, Dragomire, noi suntem mulțumiți, ați ajuns până aici. Vedeți să nu cumva să-l loviți pe Dobrin. Hopa! Serios? Pe onoarea mea, dacă vă mint, voi, fraților. Era secretar 2 de partid, secretarul cu probleme organizatorice, fii atent aici. Băi, să nu cumva să-l loviți pe Dobrin. Să-l doborâți. Nu, să nu-l loviți. Da. Ne-am înțeles? Dar eu îi zic, tu ești secretar, ne urcăm pe ei, că altceva ne punem cu ei. Că... Băi, fraților, dacă n-a luat-o fiată în cum era terenul așa, Bă, a ajuns aici, la corner. Da. Am mai povestit-o și o spun de acum. Bă, a driblat așa. 10 oameni până în colțul lui 6 metri, băi. Mai auzit așa ceva până acum? Uh-huh. Fii atent aici. Uite așa, bă, se repezau toți în el, ori o sălta, ori o da printre picioare. N-am văzut în viața mea așa ceva. Cred că e și pe internet meciul ăsta. Și întâmplarea face, am câștigat noi. Înțelegi, cu Donose, că a făcut și eu echipă. Era militar la mine, Donose. Donose, da. Hai, doi. Gicu Dobrin te luase la înjurături? Da. Ce, mă, băi, ce faci, bă, acolo, cu arbitri? Vreți să ne faceți cu arbitri? Bă, cu Neapuiu Rapaport, fii atent aici, da. Că era unul dintre cei mai mari conducători atunci. Eu eram tânăr, înțelegi? Și Neapuiu zice, băi, nu dai și tu o primă să nu-ți dăm multe? Eu, bă, da, Neapuiu, dar cam ce ai vrea? Da. Să nu vă dea Argeșul multe. Să nu ne dea multe, da. Bă, să nu te fac de rahat că tu ești... Eu eram unul care începusem să mă ridic. Da, 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 da. Să mă ridic. Erați o vedetă în plină, o mică vedetă, da, da, în plină ascensiune. Da, da, da. Locală, ca să zic așa. Da, da. Nu numai locală. Uh-huh. Începusem să fiu cunoscut în țară. Că eram pe primul loc cu Vâlcea. Am și promovat în prima divizie. Și Neapuiu zice, băi, dă-mă și tu câte 1000 primă la băieții mei? La băieții mei. Și mie 5. 5.000. Și spun... Și nu vă dăm... Sau care era? Câte trebuia să vă dea? Stai un pic. Neapuiu, cam cât ca să pot să mă duc să iau? Înțelegi? Păi vreo 30.000. Păi bă, Neapuiule, de ce să nu iau eu să-ți dau dumii tale?
Mă interesează dacă îmi dai două sau cinci. Bă, nu ai învățat nimic. Vă umilim. Păi dacă îți dau 5-6, mâine te dă ăla afară. Da. Partidul. Da, 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 deștept. Da. Puiu, deștept, da, manipulator. Da, fii, te dă ăla afară. Nea, puiule, reține ce spun. Pierdeți astăzi. Du-te, recule, de nebunul. Da. Manipulator? Da. Bătrân uns cu toate alifiile? Vrea să-mi prinde păpuștiu, bă, mitică. Era tare de tot, băi, bă, conducător, când vorbeai de Rapoport. Adică ați văzut cum va umbla la creier? Să vă sperie, te dau ei afară, bă, dacă vă dăm multe. Da, da. Lasă, scoate banii. Fii atent aici. Așa. Băi, așa a început jocul, mă, fratele meu. Și când făceau ai mei niște alunecă de aici până în ușa aia ta. Înțelegi? Am câștigat. Bă, dacă nu m-a înjurat Dobrin, dacă nu m-a luat la niște înjurături după meci, Neapuiul, a venit Neapuiul, dom'le, de unde ai știut că vom pierde? Păi, bă, Neapuiule, eu o să fiu mai mare conducător ca dumneata. Uh-huh. Eu, înțelegi? Și bineînțeles că mi-am luat măsuri, eu, ca să-l ce dracu de măsuri să iei cu ăsta. Da, s-a întâmplat să câștigăm noi, îți dai seama. Da, ai fost și matale manipulator după aia. Da, da, da.